În cea de-a 48-a zi a războiului din Ucraina, tensiunile continuă. Urmează o perioadă crucială pentru Ucraina, deoarece forțele ruse par să se reechipeze și să se redistribuie, iar cele ucrainene se pregătesc pentru o ultimă bătălie în Mariupol, asediată de ruși încă din primele zile ale invaziei. Brigada 36 de pușcași marini ucraineni a publicat o postare pe pagina de Facebook a unității. Astăzi va fi probabil ultima bătălie, deoarece muniția se epuizează. Este moartea pentru unii dintre noi și captivitate pentru restul, se mai arată în postare, argumentând că pușcașii au fost împinși înapoi și înconjurați de forțele ruse. Potrivit mărturisirilor făcute în cadrul postării, pușcașii au apărat portul pentru 47 de zile și au făcut tot posibilul și imposibilul pentru a menține controlul asupra orașului. Pușcașii afirmă că și orchestra luptă împotriva invadatorilor. Soldații ucraineni mărturisesc că inamicul ne-a împins treptat înapoi și ne-a înconjurat cu foc și acum încearcă să ne distrugă. Muntele răniților alcătuiește aproape jumătate din brigadă, cei căror nu le sunt sfâșiate membrele se întorc la luptă. Militarii reclamă în postarea de pe Facebook lipsa de ajutor din partea conducerii militare a Ucrainei. Nimeni nu mai vrea să comunice cu noi pentru că au renunțat la noi. Dragi oameni ai Ucrainei, vă rugăm să vă amintiți de pușcașii marini cu o vorbă bună. Se comunică în finalul postării.